Ultima dată când a fost aici pe canapea, Olga Verbițchi ar da de nerăbdare să înceapă o nouă etapă în viața sa. Au trecut câteva luni, iar artista noastră este acum studentă în România. Noi am prins-o acasă la un concert de caritate. Vedeți prin ce transformare de look a trecut Olga. În ultimul timp o vedem tot mai rar pe acasă și asta pentru că e studentă cu acte în regulă la București. Pentru mine a fost foarte ușor. Eu știam deja de foarte mult timp că vreau să mă mut în România cu traiul și cu tot și am așteptat momentul să mă duc la facultate. Era un moment pe care îl așteptam foarte mult și mă bucur că am reușit să ajung acolo. Eu studiez la o universitate privată care se numește Hyperion, la regie. Foarte ușor m-am integrat pentru că eram deja cumva pe acolo tot când naveta, a fost fain. Este în perioada sesiunii de iarnă. E pusă serios pe carte. Oare regia îi vine la fel de ușor ca muzica? Facem montaj de film, practică, teorie. Mai mult suntem bazați pe film, pe scenaristică, pe istoria filmului, pe estetica filmului. Privim foarte multe filme, citim foarte multe cărți, e foarte important. Dar Olga nu se lasă nici de muzică. Recent a participat la un concurs în cadrul universității, unde a luat premiul mare. Este prima dată în viața mea când am o relație cu colegii de clasă. E foarte frumos, nu știu dacă pot să explic în cuvinte, sunt fericită acolo. O urmărim și noi pe Instagram și mare ne-a fost mirarea când i-am văzut schimbarea de look. M-am gândit, cred că 5 minute. Am văzut la o tipă, la o fată și am zis că vreau și eu și am contactat fata care face codițe, care e o negresă, care e super tare și mi le-a făcut. Spăl cap o dată pe săptămână cu șampun și apă, normal, ca orice păr. Principalul să nu folosiți balzam. Mie îmi place schimbarea asta de look. Chiar sunt și puțin tristă că trebuie să dau jos în ianuarie. Nu vreau să vină ianuarie. Odată cu noul stil abordat, interpreta a lansat și o piesă. Nu vreau alte sentimente false. Este iarăși despre relațiile toxice și despărțirile în dragoste, în heartbreaking, dar cam așa. Micuța noastră artistă a devenit o tânără responsabilă și acum e pe cont propriu într-o lume nouă.